Perchezițiile s-au desfășurat în această dimineață sub coordonarea polițiștilor de la arme explozive și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române. Oamenii legii au descins în București și în județele Olt, Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița și Teleorman, la persoane bănuite de infracțiuni de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În Olt, polițiștii au mers la Redea și Bobicești, la locuințele unor persoane bănuite că ar fi implicate în rețeaua infracțională. Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi introdus ilegal în România arme și muniții letale și neletale provenite din diferite țări ale Uniunii Europene, potrivit comunicatului IGPR. Totodată, polițiștii au făcut 25 de controale privind regimul armelor și munițiilor în județele Arad, Bacău, Brăila, Prahova, Giurgiu, Mehedinți și Vrancea.